lucrează. Haideți să ne ridicăm și să cântăm împreună. Chemați bucuria să vină, chemați-o cu voi când lucrați, căci Tatăl vă dă împărăția ca în ea voi să vă bucurați. Slăvit să fie Domnul! Care ne cântăm și să lăsăm bucuria Duhului Sfânt. Amin. În viața noastră. Slavă. Voi citi un cuvânt din Scriptură, din Psalmul 34, versetul 14, 15 și versetul 19, după care vom înălța o rugăciune înaintea Domnului. O rugăciune prin care vom proslăvi numele Domnului și ne vom bucura de prezența Domnului în mijlocul nostru. Amin.
pagina Scriptură 571. Puteți mai în față. Depărtează-te de rău și fă bine. Caută pacea și aleagă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Amin. Amin. Să ne rogăm. Slăvit să fie Domnul. Amin. Mulțumim Domnului pentru lucrarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi în această seară. Credem că dacă Domnul a îngăduit ca slujitorii Lui să vină în mijlocul nostru, credem că Domnul va lucra și va fi o seară binecuvântată de Domnul. Ne bucurăm să avem în mijlocul nostru pe fratele Traian Soporan din Blaistor, slujește ca păstor, Domnul să-l binecuvânteze. Amin! Fratele Pavel Nati slujește ca presbiter, este din Biserica Brun, este un vechi prieten cu care eu am colaborat la Biserica Elif. Și mă bucur să-l văd cu noi în această seară. Dumnezeu să binecuvânteze întreg popor. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care poate de prima dată se găsesc aici. Să lase Domnul har. Amin. Să lase Domnul prezența Lui. Și binecuvântarea Domnului să fie revărsată peste noi. Amin. Tot în această seară aș vrea să anunț că familia Tes, Sorin și Ana Maria aduc înaintea Domnului a cincea odrasă pe care Dumnezeu a trimis-o în casa lor. Este numele acestei fetițe este Lidia. Dumnezeu să o binecuvânteze. Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste această familie. Pentru prima dată această fetiță Lidia se găsește în mijlocul nostru. Fraților, haideți să ne unim. Să se vadă binecuvântarea Domnului peste adunare. Binecuvântarea Domnului să coboare peste această familie. Și dacă este nevoie de intervenția Domnului, Dumnezeu să intervină cu braț puternic și să-și arate slava. Slăvit să fie numele Domnului. Acum vom cânta o cântare împreună cu toată biserica. Și după această cântare, fratele Sorin, fratele Mureșan Tine va avea un demn pentru următoarea rugăciune care o vom face înaintea Domnului. Dumnezeu să binecuvânteze cântăreții. Amin. Ei sunt pregătiți ca să laude pe Domnul. Dumnezeu să binecuvânteze. Ne unim și noi. Amin. Și chemăm numele Domnului prin cântare. Și Dumnezeu să lucrează în mijlocul nostru. Amin. Amin.
frumoasă să fim împreună cu dumneavoastră la părtășie și aș vrea din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dumneavoastră, casă de dumneavoastră. Amin. Stăteam săptămâna aceasta și mă gândeam felul în care Dumnezeu cheamă oamenii la slujire. Aleluia. Și mă gândeam la Saul de altă dată. Un om foarte religios. Așa cum, de fapt, și noi avem regulile și legile noastre, ca și oameni. Era religios în felul lui, dar era departe de voia lui Dumnezeu. Și pe drumul Damascului, de fapt, Dumnezeu, Iisus Hristos, este cel care îl întâlnește. Ce este extraordinar că omul acesta, la întâlnirea cu Iisus Hristos, are o schimbare extraordinară. Omul care stă la dispoziția lui Dumnezeu, omul care toată viața lui știe chemarea care o are din partea lui Dumnezeu. Vreau din toată inima și doresc tuturora ca la întâlnirea noastră cu Dumnezeu să știm care este chemarea noastră. Doamne ajută! Și mă gândim la un moment dat, la sfârșitul vieții, scrie câteva cuvinte lui Timotei, preaiubitului fiul Timotei, spunea el. Și spune așa în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7, spune așa. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Deci, cu alte cuvinte, Timotee, în viața mea am avut trei obiective care au rămas în mintea și în inima mea și am căutat să fiu foarte atent la ele. Unul este Evanghelia, într-al doilea rând este itinerarul și într-al treilea rând este credința. Și întrebarea care mi-am pus-o în mintea mea, de ce Evanghelia? De ce Evanghelia? Pentru că tot el spune că Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia, în Evanghelie este vorbirea lui Dumnezeu. Evanghelia ne spune despre frumusețea lucrărilor lui Dumnezeu. Planurile lui Dumnezeu, se spune așa, căci mie, în Roman capitolul 1, versetul 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Este puterea lui Dumnezeu. Într-al doilea rând, Evanghelia ne descopere planurile mântuirii. Adică mântuirea originează în Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl este originatorul mântuirii noastre. Și El spune așa în cartea Efeseni, în capitolul 1 spune așa: în Hristos, pentru că totul este în Hristos. Spune așa, Dumnezeu ne-a ales înainte de a fi creația, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți, și asta e scopul, să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Versetul 12, ca să slujim de laudă slavei sale. Slăvit să fie numele Domnului. Pe de altă parte, spune așa, în El, adică în Hristos, eu am fost făcut și moștenitor, fiind rânduit mai dinainte după hotărârea celui care face toate planurile după voia Lui. Ce planuri extraordinare! Ce lucruri incredibile în care le-a gândit Dumnezeu Tatăl pentru noi. Doamne, ajută-ne să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Să dovedim în lumea aceasta că într-adevăr suntem copiii lui Dumnezeu. Ne știm scopul și ne știm chemarea. De ce Evanghelia? Pentru că Evanghelia ne descoperă că Iisus Hristos este singura cale spre mântuire. Petru spune la un moment dat, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 18,
Căci nu cu valorile lumii acestea ați fost voi răscumpărați din felul de șerpi de vetuire, adică cu aur, cu argint, și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Observați dumneavoastră? De aceea, spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 14, eu sunt calea, adevărul și viața. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său, slăvit să fie El. Și spunea lui Timotei, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este Iisus Hristos, slăvit să fie El în vecii vecilor. Dar mai spune ceva, Evanghelia ne mai spune că Iisus Hristos este judecătorul, spunea Pavel lui Timotei în capitolul 4, versetul 1. Te rog fierbind înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vie și morții și pentru arătarea și împărăția sa. El este judecătorul. Ceea ce doresc ca în ziua aceea Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, să ne cheme pe nume și să vin spună, vin o slugă bună! Amin. Amin. Asta doresc pentru biserica Bethesda. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Evanghelia. Amin. În al doilea rând spunea el, mi-am isprăvit alergarea. Un text în 1 Corinteni 9, 24 la 26. Dragii mei, eu nu pot să iau un costum de sport, indiferent ce scrie pe el, și să intru în competiție. Ceea ce trebuie să facem, să intrăm Aleluia. În poporul Domnului. Amin, Doamne. Spunea autorul cărții Evrei despre întâi născuți, biserica întâilor născuți, spune capitolul 12. De aceea noi trebuie să intrăm ca sportivi. Există un lot în care trebuie să intri. Trebuie să intri în poporul lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să fie o naștere din nou, întâlnire personală ca și Saul din Tars cu Dumnezeu. Și apoi să intri în poporul lui Dumnezeu și să mărturisesc din toată inima că tu ești copilul lui Dumnezeu, trăind o viață plenară, exemplară. Apoi, trebuie să cunoști foarte bine itinerant. Trebuie să cunoști foarte bine și să ai în vedere ținta. De aceea spune autorul cărții Evrei, uitați-vă la căpetenia desăvârșirii noastre, adică la Iisus Hristos. Amin. Pentru că aici este, se cade, aici pe drumul acesta, sunt necazuri, sunt dureri, sunt ispite de tot felul. Și dacă nu ești atent, aici sunt căderile, fii foarte atent. Amin. Spunea Pavel lui Timotei, fii foarte atent. Aleluia. Tu trebuie să rămâi în picioare și trebuie să alergi după rânduieli. Trebuie să alergi, spunea la un moment dat, eu m-am purtat aspru cu trupul meu, pentru ca să nu fiu lepădat. Trebuie să alergăm după rânduieri care ne-a lăsat Dumnezeu. Sunt legile și poruncele lui Dumnezeu care trebuie să fie întipărite în mintea și în viața noastră. Mi-am păzit credința, spunea el. Oare ce despre ce credință? Ce este credința? Cum definim noi credința? Este o fată Morgana, este o himeră. Despre ce credință este vorba? Spune aici în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Îmi aduc aminte de credința neprefăcută care s-a zămislit întâi în bunica ta lui și apoi mama ta Eunice. Aici oare s-a născut credința? Aici a început credința? Sau există o credință, cum spunea Iuda, dată Sfinților dată pentru totdeauna. O credință care a început. De unde să începem? Spune autorul cărții Evrei, capitolul 11. De la Avram, Isaac, Iacob și așa mai departe până la noi. Glorie Domnului Iisus. Credința noastră trebuie să fie exact cu credința Sfinților. Să păzuiască, cum spunem noi, exact cu credința Sfinților. Aleluia. Și dragii mei, permiteți-mi să spun. Credința aceasta nu este o credință pasivă, este o credință activă în care transformă viața. Aleluia.
Evrei capitolul 11 ne spune despre eroii credinței, ce face credința oamenii care stau la dispoziția lui Dumnezeu. Oameni în acțiune. Oameni care ne credința care ne transformă, care ne face după voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Aleluia. Mai există ceva, spunea Pavel Timotei. Fii foarte grijă, este o atenționare. Există un pericol a pierderii credinței. Spunea Pavel galatenilor, voi ați început în Duhul și bine ați început. Vreți să sfârșiți în firea pământească? Cine v-a tăiat calea, spune el la un moment dat. Pentru că de credința în Iisus Hristos te introduce în împărăția lui Dumnezeu. Dar ține credința, te poate scoate afară. E foarte importantă credința. Există un text extraordinar care vreau să... câteva cuvinte. Uitați dumneavoastră în Evrei, capitolul 3, versetul 15, 16, începând. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvătit după ce au ziseră? N-au fost oare toți acei care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine a fost aceia care s-au descutat el 40 de ani? N-au fost oare aceia ce păcătuiseră și ale căror trupul moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem doar că nu au putut să intre din pricina necredinței lor. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, cine a validat credința lor dacă este bună sau nu? Cine a validat? Îngerul morții. Când a trecut îngerul morții, ei prin credință au pus sângele mielului. Și îngerul morții a trecut. Credința a fost bună. Întrebarea mea, ce s-a întâmplat pe drum? Ce s-a întâmplat pe drum? Ai milă, Doamne. De aceea se spune, fiți foarte atenți. Nu mi-ai lăsat, Doamne, Iisus, ai milă, Doamne, aleluia. Uitați dumneavoastră ce spune, ce spune Petru. Petru, în capitolul 1, versetul 9, spune așa. Și fiți foarte atenți la timpii care îi pune. Și veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre ce? Mântuirea sufletelor voastre. Fiți foarte atenți la credință. Foarte atenți la credință. Și spunea la un moment dat Pavel lui Timotei. Timotei, în primul rând Evanghelia. Evanghelia care transformă. Dar în primul rând trebuie să mă transforme pe mine. Să nu fim pocăitul de doi bani sau cum spunea ceva. Pocăitul sărăcii. Să fim într-adevăr Evanghelia să mă transforme pe mine. Că m-au transformat pe mine cei din jur. Vor vedea transformarea, să fie un factor de influență pentru cei din jur. Aceasta este adevărata Evanghelie care are putere. Slăvit să fie numele Lui. Apoi să fim foarte atent la țintă. Să nu ne pierdem din ochi ținta. Iisus Hristos este Mântuitorul nostru, dar în același timp mai poți să este mirele nostru. Fiți foarte atent la țintă. Cu ochii pe țintă. Aleluia. Și fiți foarte atenți la credință. Credința aceasta care ne leagă de Dumnezeire. Credința aceasta care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și spunea el versetul 8. De acum mă așteaptă cu luna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Dar nu numai mie. Dar nu numai mie, spunea. Și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și dacă iubiți venirea lui Iisus Hristos, aleluia, ești atent la Evanghelie. Evanghelia lui Iisus Hristos care transformă. Dragii mei, scopul lui Dumnezeu lăsat pentru noi. Aleluia. Ca noi să fim oameni în care să influențăm lumea. Dumnezeu vrea să cheme oamenii la mântuire. Aleluia. Prin tine și prin mine. Doamne, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Într al doilea rând, să nu uităm. Să nu uităm că avem o țintă și într-a treia rând și pentru aceasta și vreau să ne rugăm în rugăciunea aceasta. Evanghelia vreau să facă sens, Doamne, în viața mea. Evanghelia vreau să mă transforme. Zice Scriptura, voi vă rătăciți, știi de ce? Pentru că nu cunoaște Scripturile. Noi vorbim despre Duhul Sfânt, noi vorbim despre vorbire în limbi și ce vreți dumneavoastră. Dar vreau să vă spun, Iisus Hristos spune lucrul acesta. Când va veni Duhul Sfânt, El vă va învăța. Observați dumneavoastră, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. El vă va învăța.
Dar ce să mă învețe dacă te ducă Duhul Sfânt, vreau să vă spun, lucrează mână în mână cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Scriptura. De unde? Din minte, din inima mea. Asta face Duhul lui Dumnezeu. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm la rugăciune și avem din toată inima să ne rugăm. În primul rând, pentru noi și casele noastre, pentru copiii noștri. Doamne, Evanghelia! Doamne, ținta! Doamne, credința! Dă-ne Sfinților o dată pentru totdeauna. Și în același timp, vreau să ne rugăm pentru...
se simte aici bucuria, se simte. Să spune că a fost acum? Nu. Păi când Domnul duce la templul Domnului, el toarnă harul lui, deschide zăgazurile cerului și îl dă binecuvântare. Și fiecare inimă e plină de bucurie înaintea Domnului. M-am gândit pentru seara asta, că e sărbătoarea asta aici. Și m-am dus cu gândul în Geneza 1, în capitolul 12, Domnul vorbește cu Avram și părintele credinței și spune așa Domnul: te voi binecuvânta, vei fi o binecuvântare și în tine vor fi binecuvântate toate familiile Pământului. M-am gândit, nu e asta oportunitatea asta pentru tată și mamă, pentru copii și pentru cei din jur? Cum să nu? Și atunci mi-a venit în minte cum fratele nostru preiubit din Romanii, capitolul 1, versetul 17, deoarece avem o neprihănire dată de Dumnezeu prin credință și care duce la credință după cum cel neprihănit trebuie să trăiască prin credință. Mărit să fie Domnul! Amin. Și atunci, dacă cel neprihănit trebuie să trăiască prin credință, mi-a pus întrebarea, Domnule, cum ai binecuvântat-o pe Avram dacă e părintele credinței? Și aș vrea să spun că în Efeseni, capitolul 2 și versetul 8, căci voi ați fost mântuiți prin credință și asta nu vine de la om, ci este darul lui Dumnezeu. Dacă Domnul a dat asta la fiecare dintre noi, multă vreme când a fost tânăr, mi-a fost întrebarea, Doamne, tot spun frață că să avem grijă, să identificăm darul care este în noi. Și mi-a spus, Doamne, ce dar? Iată că Domnul când mântuiește pe cineva, cine crede, va fi mântuit. Amin. Domnul vine și dă mâna cu fiecare dintre noi care a făcut legământ cu El și spune, uite aici, eu îți dau asta pentru mântuirea ta personală, adică darul credinței, și ăsta nu vine de la oameni, nu vederea altor slujbe decât personal. Mulțumim, putem răspune toată inima, Doamne, n-am meritat să-mi dai credință, să trăiesc, să am părtășie cu Tine, să mă bucur cu Tine. Mărit să fie Domnul! Amin. Și Domnul a spus, uite, ți-am dat-o ca să trăiești prin credință. Ca să poți să ai viață prin credință. Aleluia. Și m-am dus la gândul 2,
vei fi binecuvântat. Mi-a pus întrebarea că fratele, el a recitit cuvântul ăsta din 2 Timotei și aș vrea să revin din nou. Dacă noi trăim prin credință, fratele a citit de aici și a zis așa, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălăstruit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt o credințată și în tine. Tată-mamă. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Psalmul 51, să vedem ce spune acest cuvânt aici. Omului Dumnezeu, Evanghelia spune, Hristos Fiul lui David, și El vine aici în Psalmul 51 și în versetul 5, iată că sunt născute de legiuire și păcat m-a zămârțit mama mea. Și la loc spune, eu moștenesc păcatele părinților mei. Dacă trăim prin credință, cei de lângă noi, cei care sunt cu noi, ceea ce ne-a dat Domnul, reflectă și asupra lor. Când sunt alții binecuvântați? Punctul 3. Și aș vrea să citesc Tesaloniceni. Sper să găsesc cât de repede acel verset, unde cuvântul Domnului zice în felul următor. 1 Tesaloniceni, capitolul 3 și versetul 10. Zi și noapte, rugăm nespus de mult, să vă putem vedea fața și să putem împlini ce lipsește credinței voastre. Când cel de lângă mine nu crede, n-are cum să creadă, pentru că nu s-a întâlnit cu Domnul și mi-a dat Domnul darul credinței pentru mântuirea lui personală și specific încă o dată, nu pentru vierea morților, ca să fie o trăire personală prin credință cu Domnul. Putem noi crede drept altora? Poate să fim noi cu adevărat o binecuvântare pentru alții? Și pentru tata putem fi, și pentru mama, și pentru rudele de aproape, și pentru copiii noștri, și pentru vrășmașii noștri, binecuvântați vrășmașii și iubiții. Doamne, binecuvântează-ne. Doresc de toată inima Domnul să umple inima noastră de credință. Și salutul, cu mult timp în urmă din Iuda, a fost la Elim 1 Viena. Și vreau să pun o întrebare și mă duc spre încheiere. Cuvântul Domnului zice felul următor. Din Iuda, și vreau să citesc. Dar voi, preaviților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Așa pentru Domnul. Cum vorbește Evanghelia în seara asta pentru poporul Domnului? Dar voi, preaiubiților, și mă duc în cartea lui Daniel, a venit Duhul Sfânt și a spus, om preaiubit și scump. Ai căpătat trecere! Pe seara asta noi am căpătat trecere și Domnul a deschis cerul, gloria Lui! Cine dintre noi spune, Doamne, am fost în casa Ta, n-am simțit cercetarea Ta, n-am simțit binecuvântarea Ta, n-am simțit părtășia Ta. Nu-i ții stă o inimă aici, așa am simțit neputernic pe Domnul aici. Părânt să fie Domnul! De aceea, întrebarea este, avem noi o credință preasfântă? Aleluia! Care o fi aia? Și ar vrea să spun unde este 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 13. Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ce este scris, am crezut, de aceea vorbim, mărit să fie Domnul. Amin. Și numai așa credem cum e scris aici. Amin. Că Domnul așa ne cere și așa vrea. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Să fii binecuvântate, Cel Preasfânt, câte zile vei trăi pe acest pământ. Fața Lui să lumineze calea ta, izbăvire să primești din mâna sa. Să umple a tău cămin.
Mi-a spus fratele Traian că este o binecuvântare aseară și mi-a spus să pregătesc o cântare de binecuvântare. Am avut și toți avem copii. Și am adus înaintea lui Dumnezeu pentru ca El să-i binecuvinteze. El să facă să lumineze fața Lui peste ei. Să le dăruiască pacea, binecuvântarea în călătoria vieții acesteia. Amin. Nu e timp mai minunat, nu e timp mai minunat ca în vremea copilărie. Lângă mama a alintat, lângă mama a alintat și la mață bucurie.
167, două versete. Pagina 590. Dumnezeu să aibă milă de noi. Aleluia! Și să ne binecuvinteze. Amin. Să facă să lumineze peste noi fața Lui. Aleluia! Ca să se cunoască pe pământ calea Ta. Aleluia! Și printre toate neamurile mântuirea Ta. Amin. Amin. Vă invit să ne ocupați. Amin. Salutări sfinte de la Biserica Logos Laisdorf. Mă bucur să fiu împreună cu frații în această seară la închinare. I-am promis fratele Iulian de mult timp că voi veni să vă vizitez. Dumnezeu a deschis acum ușa și mă bucur să fiu aici. Cred din toată inima că Domnul este prezent aici. Cred din toată inima că Dumnezeu până aici ne-a binecuvântat. Și mai cred că El ne poate binecuvânta. Amin. El are resurse. Să lăsa să fie numele Său. Mă bucur pentru familia care în această zi și-au adus copilașul la binecuvântare. Amin. Domnul să binecuvinteze acest copilaș. Amin. Fiecare dintre noi ne dorim să fim binecuvântați de Domnul. Dar mai ales părinții tare, tare mult își doresc ca copiii lor să fie binecuvântați. De aceea mă rog Domnului ca să binecuvinteze toți copilașii din biserică. Amin. M-am gândit că la finele istoriei, lumea aceasta pe care noi o cunoaștem se va împarte în două categorii. În două categorii. Se vor împarte în oameni binecuvântați și se vor împarte în oameni blestemați. Așa spune cuvântul Evangheliei. Dacă citim în Matei, în capitolul 15, în 25, aici cuvântul Domnului ne spune felul următor. Și aș vrea să citesc acest cuvânt, ca să îl auzim din Scriptură. Versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea Lui. Și apoi Biblia mai spune în felul următor. Apoi va zice celor de la stânga Lui, versetul 41: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit nu pentru oameni, ci pentru diavolul și îngerii lui. Întrebarea pe care vreau să o pun în această zi pentru dumneavoastră este: doriți să fiți binecuvântați de Domnul? Amin. Amin. Vedeți dumneavoastră, noi percepem binecuvântările în mai multe feluri. Și de multe ori noi ne uităm la binecuvântări ca la anumite lucruri care le primim de la Dumnezeu din punct de vedere material. Cadourile acestea, cum spune fratele Sandu. Și ele sunt binecuvântări de la Domnul, că dacă Dumnezeu nu dorește sănătia, nu le avem nici de acestea. Tot ceea ce avem este prin mila și prin harul lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Său. Însă, primul cuvânt care l-am citit în această seară este următoarea binecuvântare. Și tare mi-aș dori ca toți să beneficiem de această binecuvântare. Versetul 1 din capitolul 67, Psalm, spune: Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să aibă milă de noi. Fraților, conștientizez întotdeauna că dacă mila lui Dumnezeu nu era mare față de mine, probabil că eram un mormânt de multă vreme. Prima dată când m-am întâlnit cu o boală grea, eram copil mic. Apoi s-a repetat pe la 16 ani această boală. Dar atunci m-am întâlnit cu El. Cu mila și cu harul Său. Slăvit să fie numele Său. Acolo singur, pe genunchi, înaintea lui Dumnezeu,
L-am chemat pe El și El s-a prezentat acolo. Și m-a vindecat pe loc. Slăvit să fie numele Său. Fiecare dintre noi am beneficiat de mila lui Dumnezeu. Doriți, frați și surori, ca mila lui Dumnezeu să se arate în fiecare zi față de dumneavoastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ascultam pe omul lui Dumnezeu, pe fratele Richard Wurmbrand, vorbea din Luca, din capitolul 15, și el, vorbind despre, din acest capitol, despre oaia cea pierdută, explica un lucru foarte interesant. Spunea Biblia, de fapt, spune aici că păstorul acela care și-a pierdut o oaie a lăsat celelalte 99 pe islaz, acolo, pe pășune, și s-a dus să o caute pe cea pierdută. De ce s-a dus? Pentru că era milă. Pentru că o iubea pe această oaie. A lăsat 99, spune 99 să le lași în câmp. Putea să vină un hoț să le fure. Putea să vină un lup, un leu să le sfâșie. Dar din milă și din dragoste pentru cea pierdută s-a dus și a căutat-o până ce a găsit-o. Și Biblia spune aici că în momentul în care a găsit această oaie pierdută, el a venit acasă și a chemat toți vecinii, toți prietenii și a spus: veniți și bucurați-vă împreună cu mine. Vorbind aici despre mila, despre dragostea lui Dumnezeu, el spunea: aici este nebunia dragostei lui Dumnezeu care a fost arătată pentru oameni. Într-o zi, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a părăsit cerul de dragul nostru, de dragul tău. Într-o zi, așa cum declară Psalmul 40, El, Iisus Hristos, a spus: iată, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Slăvit să fie numele Domnului. De dragul nostru, El a venit pe pământ și a trăit ca și noi. A fost un exemplu pentru noi. Din milă și din dragoste pentru noi. Lăudat să fie numele Său. Tot așa, aici în Luca, acest capitol ne relatează trei pilde. Însă a treia pildă este pilda fiului risipitor. Bineînțeles că nu vreau să intru în această pildă, să dezbatem și să vorbim despre cei doi fii risipitori, că unul era plecat, era pierdut afară, altul era pierdut în casă. Însă ceea ce aș vrea să subliniez în această seară este faptul că acest fiu risipitor, când s-a întors acasă, spune cuvântul lui Dumnezeu, când și-a venit în fire, în versetul 17, și a spus: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. S-a sculat, a plecat și în versetul 20, cuvântul spune așa: când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Tatăl său l-a văzut. Și i s-a făcut milă. Cum? Milă. I s-a făcut milă de el. A fost plecat de acasă. Tata i-a dat partea de avere. I-a împărțit-o și a plecat și spune Biblia că tot și-a consumat cu prietenii și cu femeile desfrânate. Însă un tată acasă îl aștepta. Cred că nu era zis să nu privească acest tată pe geam, să nu privească pe uliță dacă nu se întoarce fiul acasă. Și Biblia spune că l-a văzut, încă de departe l-a văzut cum vine. Era plin de strențe. Hainele erau murdare. Mirosea porc. Mirosea urât. Era nespălat, neîngrijit. Dar tatăl l-a cunoscut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul când l-a văzut tatăl, a fugit înspre el. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. I s-a făcut milă de el, a alergat
și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Nu fiul a alergat. Tata a alergat. Mă bucur că acest tată bun a avut grijă de noi și s-a făcut milă de noi. Și vreau să vă spun, dragii mei, în această seară, încă este îmbrăcat în haină de milă. În această seară vrea să fugă spre tine, să te prindă în brațele lui atotputernice. Cât de important e ca tata să te prindă în mâinile sale. Biblia afirmă despre el că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, pe pământ, sub pământ. Toate sunt făcute pentru el, prin el, lăudat să fie numele său. Însă din toate lucrurile acestea frumoase, vreau să vă spun că el iubește omul, coroana creațiunii lui, ne iubește pe noi, slăvit să fie numele său. În această seară este o seară de har. Este o seară de bucurie, știți de ce? Pentru că încă el este îmbrăcat în milă. Și cea mai mare binecuvântare a omului pe pământ, pe terra, nu sunt bogățiile. Nu sunt mașinile, nu sunt casele, nu este aurul, nu sunt euro, nu sunt dolari, ci este mila și harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Său. Și glasul lui încă mai strigă și mai răsună pentru noi. De aceea, frați și surori, să ne bucurăm că am avut parte de milă, că am avut parte de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu, omul acesta, spune Scriptura, că l-a primit pe acest fiu al său. Și nu numai că l-a primit, l-a dezbrăcat de hainele lui murdare și l-a îmbrăcat într-o haină nouă. I-a pus în el un deget, i-a pus încălțăminte în picioare și a făcut sărbătoare. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru că atunci când un păcătos se întoarce la el, e sărbătoare în cerul. Cerul așteaptă, încă mai așteaptă după păcătoși, ca să se facă sărbătoare în ceruri. Mă întreb în această seară, că sunt oameni care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, n-ar vrea să primească har și milă de la Domnul? Lucrurile acestea de pe pământ care avem vor trece. Biblia afirmă că nu numai lucrurile vor trece, pământul cu tot ce este el va trece. Va arde, spune Petru. Dar cei care și-au pus încrederea în El, în Hristos Iisus, Aleluia, într-o zi vor sta alături de Hristos, Aleluia, în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doamne, ajută-ne să beneficiem de mila Ta în această zi. În această zi, că El este îmbrăcat în milă, în haină de milă, va veni o zi când va fi îmbrăcat în haină de judecător. Va veni o zi când El va desparte, cum am citit, în două categorii oamenii de pe pământ. În oameni binecuvântați și în oameni blestemați. M-aș bucura ca tu să faci parte din cei care vor auzi glasul Domnului. Veniți binecuvântați Tatălui. Cea mai mare binecuvântare este aceasta. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în privința aceasta. Și Dumnezeu să binecuvinteze familia care a venit în această seară, în locul acesta. În al doilea rând, am citit din cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze și să facă să lumineze peste noi fața Lui. Lumina lui Dumnezeu. Cel care este adevărata lumină. Cel care a venit pe pământul nostru când pământul era plin de groază, plin de întuneric, când păcatul era pe pământ așa de mare. Isaia, uitându-se pe pământul nostru, vede pământul plin de negru, plin de păcat. Domnul văstugului, Satan, a dus păcatul, a dus nenorocirea, a dus durerea, a dus suferința pe pământul acesta. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, în felul următor. El, care era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile, spune, au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără de El. În El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric. Și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre ce? Despre lumină. Pentru ca toți să creadă prin El. Nu era El lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează
pe orice om venind în lume. Cea mai mare binecuvântare este, după mila lui Dumnezeu, să fii luminat de Duhul lui Dumnezeu. Frașe și surori, avem prieteni, avem oameni din familiile noastre, de multe ori copiii noștri, le spunem, ne rugăm pentru ei, însă nu sunt luminați, pe ochii lor este ceață, nu văd că se îndreaptă spre prăpastia lumii acesteia pe care diavolul i-a dus, frașii și surori. Este nevoie să apară lumina lui Dumnezeu. De aceea vă spun, cea mai frumoasă binecuvântare este lumina lui Dumnezeu să lumineze pe fețele noastre. El a venit în lumea noastră și a spus: eu sunt lumina lumii, slăvit să fie numele Său. Dar El a mai spus ceva: și voi trebuie să fiți lumina lumii. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să fim și noi lumina lumii. A venit la ei săi, de ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge. Adică nu poți tu să moștenești mântuirea că te-ai născut în familie de pocăiți. Nu poți. Tu trebuie să ai o întâlnire personală cu Dumnezeu. Născuți nici nu din voia firilor. Nu crezi că dacă te căsătorești cu o femeie pocăită sau cu un bărbat pocăit, vei fi mântuit. Nu se poate lucrul acesta. Mântuirea este personală. Născuți nu din voia vreunui om. De multe ori avem colegi buni și spune: bă, tu ești ca și un pocăit, nu bei, nu fumezi, hai mă, botează-te mă, hai mă, că nu o să fie bine. Și îl înduplecăm de multe ori, îl înduplecăm. Dar vreau să vă spun că noi nu putem să pocăim pe nimeni. Noi nu putem să pocăim pe nimeni. Cine poate să pocăiască este Hristos prin Evanghelia împărăției sale. Prin sângele Lui să spele orice păcat care există în seara aceasta, în locul acesta. Pentru că adevărații credincioși sunt născuți din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin cuvântul Evangheliei împărăției lui Dumnezeu. Acesta este Domnul, acesta este Dumnezeu care schimbă inimile noastre, slăvit să fie numele Domnului. Aceasta este cea mai frumoasă binecuvântare. Fața lui Dumnezeu se lumineze peste tine. Și când intră Hristos într-o inimă, fuge Satan și rămâne inima aceea curată. Intră Domnul Iisus Hristos și binecuvintează inima aceea și o luminează. De aceea pocăiții sunt cu fețele luminate. Mă uit prin firmă pe la lume și voi oameni care stau, se uită încruntați, nervoși și mă întreb: oare de ce sunt așa? Și mă întâlnesc cu câte o frate și îmi zâmbește. Și spun: cum ai frate? Slăvit să fie Domnul. Prin greutăți, dar privim înainte. Așa cum se spunea. Privim la căpetenia de sărășit credinței noastre. Privim la Cel care este adevărata lumină. Care luminează pe orice om în lume. Slăvit să fie numele Domnului. Asta este binecuvântare. Nu lucrurile de pe pământ, care de multe ori ne pleacă ochii spre ele. Nu. Să fie fața ta luminată de Dumnezeu. Să fie inima ta luminată de Dumnezeu. Oamenii care s-au întâlnit și au avut întâlniri personale cu Dumnezeu, n-au mai vrut bogății. Gândiți-vă la Moise, un om care a fost un om bogat. Era fiul fiicelui faraon. A avut parte de cea mai aleasă, știu, o educație. A învățat toată știința. A învățat tot ce se putea acolo la palatul lui Faraon. Avea cea mai mare bogăție. Putea să se desfăteze în tot ceea ce vrea. Noi niciodată nici nu putem să pricepem ce aveau pe vremea aceea oamenii aceia. Însă spune el: am socotit toate ca un gunoi de cer. Datorită lui Iisus Hristos, spunea, a ocării lui Iisus Hristos s-a întâlnit într-o zi cu Dumnezeu. De aceea în Exod, în capitolul 34, el spune: Doamne, nu vreau altceva, dar ce vrei? Ce vrei, Moise, de la mine? Vreau să te fiu cu nea mare, Moise. Vreau să te binecuvintez pe tine și sămânța ta. Omor tot poporul acesta că s-a închinat viseului de aur și spune: Doamne, nu. Dar ce vrei? Doamne, o singură dorință, să lumineze fața ta peste mine. Arată-mi, Doamne, slavă. Singura mea dorință este aceasta. Arată-mi, Doamne, slavă ta. Slăvit să fie numele Domnului. Cea mai frumoasă binecuvântare a omului
este când se întâlnește cu Hristos Domnul, când slava Domnului inundă inima, atunci nu mai este frică de nimic, de boală, nu mai este frică de vrăjmașul, pentru că în tine este ceva din Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. De aceea Hristos a spus: îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Prin mine voi sunteți mai mult decât biruitori. Slăvit să fie numele Domnului. Nu noi, ci El. Slăvit să fie numele Său. Te întreb în această seară: mai luminează Hristos în inima ta? Mai luminează Hristos în viața ta? Mă rog în această seară El să lumineze inimile noastre. Frumoasă binecuvântare este aceasta. Dintr-o dată, pe când apostolul Pavel se ducea ca să prindă pe creștini, să-i omoare, să-i bagă în închisoare pe drumul Damascului, lumina din ceruri a strălucit în fața lui. Și Petru și Pavel a căzut cu fața la pământ. Și a spus: Doamne, Doamne, cine ești Tu, Doamne? Eu sunt Hristos pe care Tu-L prigonești. Nu trebuie să-L prigonești pe Hristos astăzi. Trebuie să-ți prigonești soția, trebuie să-ți prigonești soțul, trebuie să prigonești pe cei de lângă tine care se închină înaintea lui Dumnezeu. Dar prigonindu-i pe ei, îl prigonești pe Hristos. De aceea vă întreb în această zi: n-ai vrea să te întorci la El, să te lumineze și Domnul pe tine? Sau vrei într-o zi să se iasă Dumnezeu înaintea ta? El are atâtea metode, frați și surori, și dacă vrea să ne mântuiască, ne va mântui. Și dacă vrea să ne întoarcă spre El, El ne va întoarce. Dar am vrea să ne întoarcem la El cu toată inima și să spunem: Doamne, luminează, Doamne, deschide ochii noștri, Doamne. Tu care ai deschis ochii orbilor, Doamne, atinge-te de ochii noștri, Doamne. Era o biserică în Apocalipsa și spunea că s-a îmbogățit, că nu duce lipsă de nimic, avea de toate. Însă Domnul, cântărind-o cu mâinile sale, a spus: o, nu știi că ești nenorocit. Nu știți că ești sărat, că ești orb, că ești gol. O, Doamne, am vrea să fim umpluți de bogățiile cerului. Să fim umpluți de roada Duhului Sfânt. Unge-te, Doamne, ochii noștri în această seară. Și vă ochii noștri să vinească țintă la Tine, Doamne. La răsplătirile care vor veni, slăviți să fie numele Domnului. În al treilea rând, a treia binecuvântare frumoasă pe care o văd, frați și surori, în Psalmul 67 aici, spune cuvântul lui Dumnezeu: Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Aleluia. Dumnezeu ne binecuvintează, are milă de noi. Dumnezeu face să lumineze fața Lui peste noi, dar nu să ne lăudăm cu ele. Nu să spunem: uite, mă, ce mai luminează mie fața mea. Uite, mă, ce m-a binecuvântat Dumnezeu pe mine, mă. Nu, știți că atunci când Moise a coborât de pe munte, El și-a luat o magramă pe față. Știți lucrul acesta. Dumnezeu ne luminează ca să fim pentru alții și noi lumină. Ca să se cunoască pe pământ calea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Său. Tu ești o binecuvântare, așa cum s-a spus. Ești o binecuvântare pentru alții. El este calea, adevărul și viața. Slăvit să fie numele Său. Am vrea să călcăm pe această cale, frați și surori. Am vrea ca să fim oameni care să putem să ducem standardul biruinței înainte. Înaintea noastră a pășit Hristos. Și apostolul Pavel a spus: călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Multe căi se pot părea omului bune, dar nu toate duc la viață, ci multe duc la nenorociri, frați și surori. Există o singură cale. Este Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Său. Este o cale îngustă și dacă vrei să intri pe calea aceasta, să umbli pe calea aceasta, ai o singură șansă: să intri pe poarta care este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. El a spus: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, veniți și vă voi da o odihnă pentru sufletele voastre.
În această seară El vrea să facă lucrul acesta. Slavă ție, slavă ție. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Pentru că gâtul nu mai mă lasă, frate și soroză. Foarte bolnav. Dar mă rog ca Dumnezeu să vă umple de Dumnezeu. Și să cunoașteți calea lui Dumnezeu adevărată. Că în ziua aceea vor veni mulți și vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. Doamne, n-am făcut noi minuni, n-am făcut vindecări în numele Tău. Și Domnul să le spună, plecați de la mine pentru că ați mai făcut ceva. Ați lucrat fără de lege. Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem cu toată inima. Nu uitați, cele mai frumoase binecuvântări ne vedem aici în cuvântul acesta. Ne dorim binecuvântări pentru copiii noștri. Dorim binecuvântarea Domnului peste familiile noastre, peste biserică. Dar nu uitați, sursa binecuvântărilor este mila și harul lui Dumnezeu. Nu uitați, frați și surori, că în al doilea rând spuneam că lumina lui Dumnezeu este mai importantă decât orice bogăție de pe pământul acesta. Când te întâlnești, chiar mai dorești nimic altceva decât razele luminoase ale Duhului Sfânt în viața ta. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, spune Scriptura. O, și când ai gustat ce bun este Domnul, nu mai vrei să gusti din apele amare, ci dorești să gusti din zvorul binecuvântat, care este Hristos Domnul, veniți la mine! Spunea Iisus Hristos, în ziua cea de pe urmă, ziua cea mare a prasnicului, a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să-mi ia, slăvit să fie numele Său. O, Doamne, binecuvintează biserica Ta. Junte-o, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne să putem să ducem până la capăt mântuirea noastră, să putem să călcăm pe urmele Tale, Doamne, pe urma pașilor Tăi, Doamne Iisuse. Să-i mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta. Și rugăm în continuare ca Domnul să binecuvinteze clipele acestea în continuare. Familia care a dus copiii la binecuvântare. Și pe noi toți. Amin. Binecuvântată de Domnul. Sunt lucruri care se văd, dar sunt lucruri care nu se văd și se întâmplă, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Dacă L-ai primit pe Hristos în inima ta, chiar dacă ai fost pocăit de ani de zile și dacă n-ai trăit viața curată, îndreaptă-ți viața. Pune-te rânduială înaintea Domnului. Dacă în seara aceasta L-ai simțit prezent în viața ta, întoarce-te, oprește-te din drumul tău și fie ca Domnul să binecuvinteze familiile. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze biserica. Amin. Frați și surori, dacă Dumnezeu a făcut promisiuni și Dumnezeu a spus că va lucra în locul acesta, așa se va întâmpla. Amin. Dar când este de drept, căci cuvântul lui Dumnezeu rămâne adevărat, atâta este de drept, că dacă noi nu trăim viața de pocăință, dacă nu ne adaptăm, dacă nu ne aliniem în numărătoarea celor iubiți de Domnul, celor răscumpărați, intervine judecata. Și Dumnezeu e drept. Așa spune cuvântul Domnului. Te iert, dar nu pot să nu te pedepsesc. Ai vrea să scapi ușor după ce ai călcat sângele legământului, după ce n-ai ascultat de glasul Domnului. Frați și surori, orice s-ar întâmpla, dorința mea și aș vrea să fie dorința fiecăruia să ne luptăm, să ajungem să ne întâlnim cu Domnul. Amin. Dacă trebuie să trecem prin necazuri, dacă trebuie să trecem prin probleme uneori, privirea noastră trebuie îndreptată spre Hristos, înspre Cel ce este lumina noastră. Să rămânem în lumina coborâtă din ceruri și să lăsăm ca adevărul lui Hristos să ne conducă până vom ajunge să intrăm în Împărăția Domnului. Acum, eu cred că ți-a sosit momentul solemn, momentul important pentru lucrarea de binecuvântare. Aș vrea să se cânte două, trei strofe dintr-o cântare referitor la binecuvântare, în timp ce sora Ana Maria va veni cu Lidia în față și fratele Ștefan Bucurici va lua fetița în brață, va citi cuvântul Domnului din Numeri.
după ce fetița îi va fi îndunată mamei, împreună cu fratele slujitor ne vom pune mâinile peste fetiță și eu voi cere binecuvântarea Domnului cu voce mai tare. Doamne ajută! Amin. O spunea fratele Soporan că Cântul îl lasă și Cântul meu este afectat. Voi căuta să fac această rugăciune la cerința familiei și mă voi ruga ca Domnul să lase îndurare. Amin. Să lase pace și dacă Domnul vrea să facă minuni, Dumnezeu să se coboare în familia aceasta, să se atingă de copii care au nevoie de atingerea Domnului și Dumnezeu să poruncească duhurilor de boală să fie îndepărtate în numele Lui Iisus și să se arate fața Domnului peste casa aceasta. Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Sunt o binecuvântare ce de la tine, Doamne, i-am primit. Rogul puntei celui o răsplată primită de la tine, Domnul vin. Veniți toată slava, mulțumirea și toate aici tu le cânuiești. Ne dai binecuvântări odată și pământești. Meriți toată slava, mulțumirea, că-ți toate aici tu le cărmuiești. Ne dai binecuvântări odată, cereți duhovnicești și pământești. Înțelepciune nu-i cere, Doamne, în hrana ta mereu nu să le dai. Cel Sfânt plin de putere, pe-ai noștri copilași să-i învățăm. Meriți toată slava, mulțumirea, că-și toate aici atâle cânte. Ne dai binecuvântări, Doamnă, cerești duhovnicești și împărtești. Și tu ne cunoști, ne dai binecuvântarea ta, ce ești duhovnicești și părtești. Mulțumim, Doamne, cu ajutorul, iar o viață te vei obișnui. Brațul tău ne prinde cu forții și știm că vom ajunge în veșnicii. Pe Lidia, un nume minunat, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când Pavel, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când Pavel s-a coborât să se închină ziua sabatului undeva lângă râu, a întâlnit câteva femei și s-a apropiat de ele și a început să le vestească cuvântul. Și spune că una dintre ele, Lidia, era temătoare de Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu și a ascultat cuvântul. Și Dumnezeu i-a deschis inima. Și femeia aceasta avea mare impact asupra familiei, spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua aceea a fost botezată și ea și casa ei. Dumnezeu să binecuvinteze pe Lidia, să dea Dumnezeu lumină, har și îndurare. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu și la auzul numelui Lidia, vă rog frumos. Haideți să spunem un amin din toată inima, ca Dumnezeu să lasă binecuvântarea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiul lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți,
Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Lidia. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndură de tine, Lidia. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Lidia. Amin. Astfel să puneți numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Tată din ceruri, aleluia. Chem numele Tău în această seară, în dreptul acestei familii, aleluia, care au adus a cincea odraslă la binecuvântare în casa Ta, Doamne, au acceptat voia Ta, Doamne, prin felul acesta de a lucra și Te rog în această seară, să o binecuvintezi pe Dumnezeu. Numele acestei odrasle să rămână scris în cartea vieții. Și atunci când vei veni în împărăția Ta, Doamne, să schimbi poporul acasă, Lidia, să-și audă numele și să se ridice triumfător pentru ca să-L te întâlnească pe tine. Te rog, Doamne, binecuvântează-o! Binecuvântează-o cu binecuvântările de sus! Binecuvântează-o cu binecuvântările pământești! Și când ajunge să crească mare, te rog să-i dai discernământ și să nu lași ca vânturile reci să smulgă din mijlocul familiei, din mijlocul bisericii. Te rog să lași protecția mâinilor binecuvântate, niciun duh din partea vrăjmașului, nici o legătură demonică să nu reușească să atace această ființă. În această seară, mă rog, cer protecția Ta să rămână peste această oră. Și Lidia să aibă un discernământ sănătos, să aleagă calea care duce înspre Tine. Te rog să-i binecuvintez mădularele din drum. Binecuvintează-o cu vedere sănătoasă. Ajunge să vorbească, să-și deschidă gura și să spună pentru prima dată, mamă sau tată, fă să aibă o vorbire clară, să se cunoască că a fost binecuvântată de Tine. Și chiar dacă diavolul ar încerca să arunce săgeți, să lovească această ființă, vrăjmașul să nu aibă nicio putere, Lidia să fie binecuvântată de Tine, să rămână un instrument în mâinile Tale din care să se folosească, să se cunoască că numele lui Lidia este scris în cartea vieții. Doamne, o încredințăm în mâna Ta, dorim ca numele ei să rămână scris în cartea vieții și binecuvântarea Ta să rămână peste casa ei. Te rog să-L binecuvintezi pe fratele sorelui, în calitate de tată, vreau să rămână un preot înțelept în casa lui și în răbdare să aștepte izbăvirea pe care Tu ai promis-o. Doamne, eu știu că în casa aceasta Tu vei face minuni. Nu îți arăta slava că ești Dumnezeu. Te rog frumos, binecuvintează-o pe Ana Maria. Fă-o să rămână o mamă credincioasă și pentru ea să rămână ușa durerii deschise. Și chiar începând în seara aceasta, pentru acest suflet, să rămână lumina coborâtă din lăpțile cerurilor.
și să se cunoască că ai coborât în casa ei. Doamne, ascultă-i rugăciunile, ascultă-i rugăciunile care ne înalță și pe cealaltă copilaș. Te rog să te atingi de ei, te rog să lași un dilem în proastă, vindecă-i și ăla ai văzut puterea, Doamne, în numele Tău să fie săruia. Încredințăm acest corp în mâinile Tale și îți mulțumim de binecuvântarea pe care Tu ai lăsat-o. Doamne, ceea ce mai cer dreptul lui Lidia, te rog, fă-o să fie o fată deșteaptă, înțeleaptă în societate, să fie cap și nu coadă, să se cunoască că este fată de creștin care a primit binecuvântarea din partea Ta. Dăruiește-i înțelepciune, dăruiește-i pricepere, dăruiește-i, Doamne, binecuvântare prin împrejmuirea pe care Tu vei așeza în dreptul ei ca să se cunoască că este copilul Tău. Îți mulțumim, Tată, te slăvim și dorim în această seară să binecuvintezi toți copilașii bisericii. Binecuvintează toate familiile bisericii. Acolo unde diavolul a reușit să intre, să tulbure, Doamne, te rog să spui mâinile. Este fiecare corp, este fiecare casă și să-ți arăți puterea că ești Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Și te rugăm să rămâi Domnul nostru, să rămâi Mântuitorul nostru până la sfârșitul zilelor noastre. Amin. Mulțumim Domnului pentru prezența Lui, pentru dragostea Lui. Fraților, trăim o vreme când Dumnezeu ne spune ceea ce a spus și prin Apostolul Pavel, fiecare să caute să scape viața prin nou, pescându-i, ca nu toți iau nota. Dar Domnul a spus că niciunul nu se va pierde. Ascultați-mă! Nici unul nu se va pierde din cei care îl vor căuta pe Domnul. Și vor căuta să se lupte, să-și trăiască o viață curată, Dumnezeu ne va ajuta ca să ajungem la mari cu bine. Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Amin. Spune-ți, soră, că văd că ești ridicată, dacă... Domnul Iisus, ca într-o vremică așa asta...